Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora Bacăului. Vom vorbi despre o mică parte din Bacău, din județul Bacău, despre o parte, ca să vă spun foarte, foarte sincer, care mi-aș dori să se multiplice în cât mai multe părți ale județului și nu vă ascund că am decis să fac această emisiune după o plimbare prin Dărmănești acum ceva timp. Plimbare care în care am realizat că m-am cam rătăcit prin Dărmănești. Era prea mult asfalt. De aia l-am invitat în această seară pe primarul orașului Dărmănești să ne explice ce și cum cu asfaltarea, că am mai văzut noi asfaltări, dar și aici sunt două feluri de asfaltări, asfaltări bune și asfaltări mai puțin bune și o să discutăm despre joaca asta cu asfaltul, pentru că nu toți care pun asfalt îl pun și cum trebuie. La mine studio, primarul orașului Dărmănești, domnul Constantin Toma, bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc, bine v-am găsit. Domnul primar, am o întrebare așa de mai aproape personală în debutul emisiunii. La noi în emisiune ați fost când erați subprefect. Ați mai fost de atunci? Eu cred că am mai fost. Cred că am mai fost, da. Vorbeam de asfalt și trebuie să dau o explicație. Asfaltul bun e ăla care se pune peste sistemul de canalizare, apă, gaz și tot ce se mai bagă în pământ și asfaltul mai puțin bun e ăla pe care îl pun unii politicieni, pentru că nu pot să spun administratorii ai localităților că aș terfeli acest definiția funcției. E asfaltul ăla care se pune peste pământ cu o plasă și na, țăranilor v-am pus asfalt. La Dărmănești, iarăși, o să trebuiască să fiu sincer, am văzut curile de canal. Și mult, și cu canale. Cum ați reușit? Am să vă spun cum văd eu lucrurile și cum ar trebui să se întâmple lucrurile în România. În primul rând, ideea de a asfalta o stradă nu mai e de actualitate. Astăzi vorbim de infrastructură rutieră care presupune, pe lângă apă, canal, gaze și alte utilități pe care cetățenii din zona respectivă ar trebui să le aibă internet și așa mai departe, vorbim și de infrastructura rutieră. Sigur că la Dărmănești, încă din 2016, am avut un plan foarte bine gândit vis-a-vis de modernizarea străzilor. Și vreau să vă spun că am făcut zeci de kilometri de rețele de gaze, de apă, de canalizare, de internet. Recent, cred că în 2012, au fost finalizate la Dărmănești lucrări de mare anvergură vis-a-vis de rețeaua de internet. Două companii de top din România au venit și au investit masiv în rețeaua de fibră optică și nu numai la Dărmărești, în așa fel încât atunci când venim să gândim un proiect de asfaltare a străzii, toată această infrastructură de utilități să o avem. Dacă vorbim de infrastructura propriu-zisă de asfaltare sau de structura rutieră a drumului, foarte mulți vin și fac acele lucruri de mântuială, așa cum ați amintit și dumneavoastră aici, poate că o plasă de beton sau ceva asfalt. Când ați vizitat Dărmănești, ați văzut că, cel puțin la lucrările la care dumneavoastră ați fost în vizită, ați văzut că cel puțin 30-40 de centimetri din balastul drumului sunt îndepărtați, se vine cu o infrastructură de balast, piatră spartă, de cea mai bună calitate și abia după aceea vorbim de covorul asfaltic. Domnule primar, îmi cer mii de scuze. Am un mesaj de transmis către administrația buhușeană. Duceți-vă la Dărmănești, dacă nu vă trimite o poze, să vedeți cum se escavează o stradă, cum rămân gurile de canal la locul lor și după aia se vine cu asfalt. Nu mai ridicați străzile aiurea
că nu mai pot să iasă bătrânii din curți, nu de altceva. Așa este, în condițiile în care n-am venit cu excavarea conform prescripțiilor tehnice, fie facem un pat al drumului de slabă calitate, fie ridicăm drumul foarte mult în așa fel încât cei care locuiesc la case nu mai au acces. În primul rând, calitatea lucrărilor, pentru că noi mergem pe garanții de mulți ani, 10 ani sau chiar mai mult, și acea infrastructură bine pusă la punct, cu siguranță mulți ani nu va mai avea probleme. Aha. Yeah. Păi, mi-aduc aminte o stradă din Buhuș, Gheorghe Doja, aia pe care mi-am julit eu genunchii cât am fost copil, și dacă a jucat fotbal, mi-a julit și acum că e la fel, s-a ridicat cel puțin cu o jumătate de metru, cred că nu apreciez bine, cred că mai mult. Oricum, eu când m-am mutat acolo, coboram o treaptă, acum urc patru. Aluviunile. Asta au ridicat. Tocmai din cauza asta noi venim și decopertăm acea, eu știu, suprafață de pământ infestat, pentru că acele aluviuni, depuneri ce sunt în timp, nu asigură stabilitatea străzii. De aia noi intervenim 30, 40 și 50 de centimetri în patrul drumului, îndepărtăm materialul infestat, de aia ați văzut dumneavoastră capacele de canalizare rămase cu 40 de centimetri deasupra. Exact. După ce s-a venit și s-a decopertat acel pământ infestat, ce-o fie el acolo, sigur că se cilindrează, se vine cu pat de balast, se vine cu pat de piatră spartă și așa mai departe. Deci lucrări de calitate și am asfaltat la Dărmănești din 2016 peste 75 de străzi. Toate străzile au beneficiat de acest sistem rutier care este de cea mai bună calitate și sigur lucrăm cu proiectanți de top în materie și n-am avut până acum niciun fel de probleme. Cred că și constructorul pe care l-am văzut acolo e foarte mult, foarte mult contează și constructorul, pentru că un constructor bun îți garantează din start lucrări de calitate. Am avut în decursul anilor, pentru că am lucrat doar pe licitații publice și am avut și constructori slabi, și în situația în care am avut constructori mai slăbuți, am dublat controlul. Și am avut vizite și eu personal o dată sau de două ori în șantier pe zi, dirigintele de șantier, echipa din cadrul aparatului de specialitate, în așa fel încât fiecare etapă să poată fi verificată dacă corespunde conform ceea ce a licitat constructorul. Cu ore întregi de film făcute în teren, cu sute mii de poze, și de fiecare dată, dacă ceva nu era în regulă, opream lucrările, ceream o vizită a celor de la Inspectoratul de Stat în Construcții și să vedem și cu diriginte de șantier, proiectant și așa mai departe, să vedem dacă am greșit noi sau dacă constructorul nu a respectat. Da. E foarte multă rigurozitate în materie de lucrări, pentru că banii sunt foarte scumpi, îi obținem foarte greu și nu vrem să facem lucrări de mântuială. Bun, foarte scumpi, îi obțineți foarte greu, dar ați obținut ceva la Dărmănești. Stați așa că, fugind dintr-o parte în alta, hai să rămânem la străzi, din simplu motiv că, dacă ne uităm pe hartă, Dărmăneștiul ăsta mic, cât aveți, domnule primar, 14.000 de locuitori? Deci avem 14.300 de locuitori, dar ca suprafață suntem foarte, foarte extinși. Dărmăneștiul are 27.000 de hectare. Și ca o comparație, Moineștiul și cu Comăneștiul, ca suprafață la un loc, vecinii noștri sunt jumătate cât Dărmănești. Deci Comăneștiul are 6.000 de hectare, Moineștiul cred că tot pe acolo, iar noi avem 27.000 de hectare cu rețea de drumuri foarte extinsă, din, nu știu, centrul orașului și până la limita de localitate facem și o oră jumate cu mașina. Adică suntem foarte, foarte extinși cu rețea de drumuri, așa cum spuneam, vastă. Și care, sigur, trebuie întreținută. Și modernizată. Păi numai dacă da. Păi în condițiile astea toată lumea se plânge de nu sunt fonduri pentru canalizare, nu sunt fonduri pentru rețeaua de apă, nu sunt fonduri pentru gaz, apropo. Deci vreau să vă spun că sunt în administrația publică de mai mulți ani și cei care își amintesc 2014-2016 am fost subprefect al județului Bacău. Din 2016 sunt primar în orașul Dărmănești. Este cea mai bună perioadă
pentru atragerea fondurilor europene din toate timpurile pe care le-am trăit noi de după 1990. Se plâng cei care n-au viziune, care n-au o strategie bine pusă la punct, care n-au echipă, care nu-și doresc mai mult pentru comunitățile lor. Cei care doresc să facă ceva pentru comunități au avut foarte, foarte multe oportunități și încă au. Noi am atras fonduri pe toate axele de finanțare. Indiferent că a fost PNRR, POIM, Angel Saligny, PNDL 1, PNDL 2, AFM și așa mai departe. Nu am ratat nicio axă de finanțare și vreau să vă spun că săptămâna trecută, cred că joi, nu mai rețin, a fost deschisă o axă de finanțare pe fonduri europene prin Ministerul Mediului pentru canalizări. AXA a avut disponibil 500 de milioane de lei, da, banii corect. S-au epuizat în minutul 4, iar în minutul 2, orașul Dărmănești a reușit să încarce o cerere de finanțare de 31 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de canalizare în zona Coada Lacului. Am devenit stațiune turistică și ne dorim să ridicăm foarte mult. Deci în minutul 2, la nivel național, a fost proiectul numărul 34, am reușit să încărcăm o cerere de finanțare de 31 de milioane de lei. Sigur că cu foarte multă muncă în spate, cu foarte multă documentație, dar se poate. Aici ați subliniat și dumneavoastră rolul echipei. Da. Apropo, ăsta l-ați prins cu firmă sau cu echipa noastră? Nu, echipa din primărie, doi oameni. Am lucrat la studiul de fezabilitate cu terțe, entități, dar tot ce a ținut de partea de încărcare, de scriere a cererii de finanțare a fost făcută de doi colegi din cadrul primăriei, Ioana Ciumeti, care este la proiecte, singura fată care o avem la proiecte, și cu domnul viceprimar. Am dotat cu linie de net, cu viteză mare, în așa fel încât să fim competitivi, ne-am pregătit, știm ce avem de făcut și, repet, în primele două minute am reușit să încărcăm la nivel național proiectul numărul 34. A fost o competiție pentru că cei 500 de milioane au fost dați pe regiuni. Pe regiunea Nord-Est a fost o parte din acești bani. Ne-am bătut cu competitorii din regiunea Nord-Est pentru că dacă se terminau banii repede la regiunea Nord-Est, degeaba mai încărcam noi și după aia ne-am bătut la nivel național și, repet, proiectul numărul 34. Am fost sunați de firme de consultanță de top din România care lucrează pentru primării mari din România care n-au reușit să încarce atât de repede cum am încărcat noi și au ajuns poate la proiectul 40 pe minutul 3 și nu știu cât și am zis, domnule, fantastic, ne-ați luat, totdeauna am apreciat pe cei mai buni. Deci în primăria de Românești nu folosește la filme și... Avem, să știți că linie securizată pentru proiecte europene, nu se pune problema de a se uita la cineva la altceva decât ce ține de servici, pentru că venim la servici să ne facem foarte serioasă, venim la servici să ne facem treaba, dar în anii de început ai mandatului din 2016 am avut probleme de genul ăsta. Poate se întreba cineva la ce folosește internetul într-o instituție publică. Da. Și de ce trebuie investit foarte mulți bani în această nouă tehnologie până la urmă? Să știți că orice fel de ordonator principal de credite care pierde pasul cu tehnologia, adică nu e un moft. Nu e un moft, e o necesitate. Cu siguranță va scoate acea entitate economică acum. În afara... Păi nu, acum a scos toți banii pe internet. Da, da, sigur. Deci noi am atras zeci de milioane de euro în proiecte și sunt foarte multe cazuri. Nu știu, de exemplu, suntem în județul Bacău, au fost trei primării care au reușit prin POIM să construiască parcuri fotovoltaice. Primăria Dărmănești, Primăria Comănești și Primăria Hemeș. Sigur că au încercat foarte mult, dar noi am fost cei care am implementat pe fonduri europene parcuri fotovoltaice care produc energie electrică pentru iluminatul public. Și nu e vorba de ce am văzut în spatele liceului? Nu. Ce ați văzut dumneavoastră pentru fin, nu. Nu, este un alt parc pe un hectar dezvoltat în altă parte, e altă, da. Ce l-ați folosiți la? Folosim la, vom furniza energia pentru iluminatul public, deci vom avea energie gratis pentru iluminatul public și oamenii nu mai plătesc atât, pentru primărie, pentru școală, pentru dispensarul medical, deci practic consumul de energie pe care noi
îl făceam și pentru care plăteam foarte mult, astăzi ne-l asigurăm o proporție de 60% din surse proprii. Și sigur nu ne-am oprit aici, am mai depus pentru încă un parc, ne dorim ca 100% din nevoia de energie electrică să fie asigurată din surse proprii. Sperăm să obținem finanțare și la parcul numărul 2 și atunci vom spune că da, întreaga energie electrică consumată la nivel de instituții aparținând doar oraș Dărmănești este produsă din surse proprii. Reducând astfel foarte mult cheltuielile de funcționare și dirijând acei bani către cheltuielile de investiții, că e foarte interesantă distribuția banilor între capitolul de funcționare și capitolul de investiții. Da, e o temă a emisiunii este de astăzi. Este o temă foarte interesantă, foarte mulți își doresc să ajungă primari, foarte mulți sunt primari și habar n-au despre buget și de foarte multe ori... Fac o provocare. Eu vă zic un oraș care are bugetul de funcționare undeva la 80% din buget, e vorba de Buhuși. Da. Noastră, aș vrea să vă spun, eu sunt inginer și ca să pot să înțeleg mecanismele astea financiare, cu mulți ani în urmă am făcut finanțe bănci. Cu mulți ani în urmă însemnând prin anii 90 și ceva, când chiar se făcea școală. Nu zic acum nu se face, dar atunci chiar se făcea. Și ca să poți să ai o viziune de manager, de bun, eu știu... lider, să zic, da, trebuie să ai bani. Și acei bani nu ți-i dă nimeni. Trebuie să-i cauți, trebuie să-i găsești. La o instituție gen primărie, bugetul este format din două mari capitole. Cheltuieli de funcționare și cheltuieli de investiții. Când am venit la primăria Dărmănești, peste 95% din banii care se colectau de la oameni erau dirijați spre cheltuielile de funcționare. Adică salarii, eu știu, gaze, apă, ce mai avem acolo. Și 2-3-5% spre investiții. În momentul în care veți vedea, și nu vreau să-l judec eu pe colegul de la Buhuș, chiar mă cunosc și mă știu foarte bine cu domnul primar de acolo, dar când veți vedea o entitate publică care are mai puțin de 30% din banii, din buget, din banii care îi strânge de la oameni, alocați mai puțin de 30% alocați spre investiții, acea instituție este falimentară. Ea nu este deloc profitabilă pentru oameni. Pentru că sunt foarte multe primării care spun că nu au bani de cofinanțare. Astăzi primăria Dărmănești, deci am preluat în 2016 cu 95% cheltuieli de funcționare și investiții nimic, astăzi 76,5% din banii oamenilor se duc la investiții. Și noi, practic, consumăm din taxele și impozitele oamenilor mai puțin de 24% pentru salarii și pentru eu știu ce mai facem noi acolo. Dar ați văzut că ne producem energia electrică, nu mai plătim zeci sute de milioane sau de mii de lei pe lună sau pe an și încercăm să optimizăm la maxim cheltuielile în așa fel încât să avem cât mai mulți bani dirijați spre investiții. Nu avem niciun credit. Niciun credit, sunt alte primării care au poate 3, 4, 5, 6 credite, nu avem niciun credit. În fiecare an finalizăm cu investiții serioase, cu peste 70, deci 2024 avem 76,5% alocat pe investiții. În fiecare an închidem exercițiul financiar cu un excedent de 2 milioane de euro cel puțin, pentru că acel excedent din surse proprii ne asigură finanțarea proiectelor în prima parte a anului următor. Iată, sunt câteva lucruri care, dacă îți dorești să fii eficient, trebuie să le gândești, trebuie să le ai, pentru că de cele mai multe ori nu contabilii vin să-ți dea soluție. Managerul, primarul este cel care stabilește o linie de dezvoltare a comunității, stabilește proiecte, obiective, termene, până când, că putem spune și noi, da, ne-am propus să asfaltăm strada Bârladului, dar nu spunem până când. Și peste 4 ani vom spune din nou că ne-am propus și peste 8 ani iar ne-am propus, dar rămânem doar cu propunerea. Dacă la aceste propuneri, la aceste proiecte venim cu termene, da, vom asfalta strada până în mai. Sigur că e o presiune pe noi și va trebui să găsim resursă financiară și așa mai departe. Deci dacă stabilești obiective, priorități cu termene și ai resursă financiară în spate, cu siguranță acele proiecte devin realități și se bucură lumea. De fapt, asta este menirea noastră. Sunt tentat să fac o glumă pentru că emisiunea tinde să fie foarte serioasă și să vă întreb, nu vreți să vă faceți buletin de Bacău?
Să știți că sunt proprietar de imobil în Bacău, am un apartament în Bacău. De multe ori mă minunez cum sunt autorități publice care au un buget enorm, enorm, și cum lucrurile bat pasul pe loc. Noi din nimicuri facem lucrurile să meargă, din bani puțini, și acolo unde sunt, repet, sume colosale, sunt, văd cheltuite poate inutil, adică nu se vede acea revoluție în oraș, și nu vorbesc de Bacău, de mari localități, da? Ar trebui să se vadă o revoluție, să se vadă la fiecare colț de stradă lucrări, pentru că dacă acești manageri ar înțelege că menirea lor este să facă ceva pentru comunitate, cu siguranță cu toții am duce mai bine. Apropo de dus bine, cum îi țineți pe angajații noastre din primărie? Aduc atâtea sute de milioane, cum îi plătiți? Să știți că nu există o soluție magică la dărmănești. Avem legislația în vigoare care ne spune că pe lângă salariul pe care îl are, fiecare om care face parte dintr-o echipă de proiect poate să primească, conform legii, până la maxim 50% în plus din salariu. Asta e singura motivație pe care le-o pot oferi, pentru că n-am alte pârghii. Doi la mână. Să știți că nu suntem o entitate închisă. Ați enumerat două persoane, doi oameni, doi angajați din primăria Dărmănești, care au adus cât? Doar săptămâna trecută 31 de milioane de lei, 6 milioane de euro. Săptămâna trecută. O firmă de consultanță vă lua cât? Vă lua mulți bani pentru treaba minim asta. Minim 5%, nu? Da, între 3 și 5%, da. Dar spuneam că nu suntem o entitate închisă. Ca să poți să faci performanță, trebuie să deschizi larg porțile instituției, fie a primăriei, fie a firmei, fie a partidului. Pentru că am observat acolo unde sunt porțile închise, sunt oameni de slabă calitate, pentru că cu cât un om stă mai mult pe o funcție, cu atât el devine mai neperformant. Și vă spun cazul meu. Eu la 3-4 ani de zile îmi schimbam jobul pentru că simțeam că aproape nu mai am ce descoperi în jobul ăla. Și de fiecare dată când mă duceam la o altă companie, la o altă instituție, eram nevoit să mă pregătesc, să învăț, să văd, să cunosc instituția. La un moment dat ajunsesem să văd punctele slabe și făceam analiza SWOT în capul meu rapid, care sunt punctele forte ale instituției respective, care sunt punctele slabe. Și reușisem să ajung într-o lună de zile sau maxim două luni de zile să văd care sunt punctele slabe ale instituției respective, de ce nu merge una sau alta, și veneam cu soluții, cu propuneri și așa mai departe. Sigur că vorbeam de uși deschise. Am amintit două persoane aici, nu singurele, să știți că sunt oameni foarte buni, dar dacă ar fi să vorbesc de viceprimar, este un om de foarte tânăr, 32-33 de ani, doctor inginer în hidrotehnică. Vă rog să-mi spuneți câți viceprimari din județul Bacău sunt doctori ingineri într-un domeniu și care rămân să facă ceva pentru comunitatea lor. Poate oamenii se duc, nu știu, pe joburi mai bine plătite. Dar trebuie să existe și un sentiment de, nu mai știu eu, de loialitate, dacă aș putea spune, față de comunitate. Totdeauna am mers pe ideea că Dumnezeu a dat la unii mai mult. Și cu siguranță, dacă ne uităm în jurul nostru, vedem oameni care s-au născut cu șanse sau au primit mai mult de la Dumnezeu. Și atunci, dacă ești conștient de lucrul ăsta și dacă întorci ceva din acea bunătate, înțelepciune, comunității care te-a dat, cu siguranță avem cu toții de câștigat. Și eu le mulțumesc că au ales să lucreze la Dărmănești și vreau să vă spun că nu îi fac acum laudați eu domnului viceprimar, dar a avut ușa deschisă să-ți ducă la minister și a zis rămân la Dărmănești, pentru că aveam mare nevoie de el. Cealaltă doamnă la care am făcut trimitere, la fel, o femeie tânără care învață enorm de repede și care este foarte abilă și foarte discută la nivel de minister, aproape zilnic, de ministere de resort cu care noi avem de treabă, observă greșeli în ghiduri de finanțare, observă puncte slabe în anumite proiecte, observă, eu știu, recomandări făcute de firme de consultanță care sunt slabe și așa mai departe. Sunt oameni buni. Vreau să vă spun că atrag în echipa mea orice om care îl simt valoros.
Am luat manager public fostul primar de la Onești, Nicolae Ignatiuc. Toată lumea avea așa impresia că a făcut cumva o greșeală. S-au înșelat amarnic și vreau să vă spun că un om care a trecut prin administrație, inginer, are foarte multe cunoștințe. S-a întâlnit la municipiul Onești cu fel de fel de provocări. Pentru mine a fost un câștig că l-am adus în echipa noastră și rezolvă probleme pe care și am dat teme de casă pe care noi nu reușeam să le ducem la bun sfârșit în termenul stabil. Și le-a rezolvat. Deci, ideea de echipă este, să spun, una dintre soluțiile pentru reușită. Sigur că sunt foarte multe de discutat și, în primul rând, proiectele pe care le-am văzut eu acolo, vroiam și un pic de politică, dar nu pot să mă abțin să nu vă întreb. Vă rog. Că așa am început emisiunea, cu canalizări, cu... Ați dus această infrastructură pe străzi uitate de lume. Da. Ați dus această infrastructură în zone în care oamenii, hai să zicem, nu sunt atât de potenți financiar. Da. Am auzit tot felul de discuții în anumite zone că degeaba le aduci canalizare și apă, că nu se branșează. Care este o țelă? Aș vrea să vă spun altceva. Noi avem ca și localitate o țintă. Și atâta timp cât voi fi primar, lupt să ating această țintă. Dărmănești, una dintre cele mai frumoase localități din România. Este un cuvânt foarte greu, e o frază pe care am spus-o, care cumva acoperă foarte multe lucruri. Dărmănești, una dintre cele mai frumoase localități din România. Știți cum arată în viziunea mea cea mai frumoasă localitate din România? O localitate care să aibă asfalt, apă, gaze, canalizare pe ultima uliță. O localitate în care să vedem curățenie chiar și pe ultima uliță. O localitate în care să vedem că omul își îngrijește proprietatea, gardul, casa, ce are el acolo. O localitate cu oameni veseli. Pentru că noi suntem de atâtea nevoi și de atâtea greutăți, cumva posomorâți. Și asta, în viziunea mea, înseamnă cea mai frumoasă localitate din România. Am fost cu toții pe afară și rămânem de multe ori minunați că în vârful muntelui, nu știu unde, în Germania, am găsit asfalt. Și la noi trebuie să găsim asfalt, pentru că e foarte interesant. Poate de multe ori noi venim cu civilizația aproape forțat. Și dacă am reușit să aducem aceste utilități la poarta omului și omul nu înțelege că trebuie să renunțe la haznaua din curte și să se lege la canalizare, dacă nu înțelege că trebuie să-și întrețină proprietatea, avem soluții. Avem până la 500% impozit pe proprietate. Dacă nu înțelege că trebuie să aibă un comportament normal, că nu cerem nimănui nimic. Și, nu știu, poate să nu mai distrugă bunurile pe care noi le-am investit acolo. Dar ce este foarte interesant, că odată ce autoritatea publică vine cu aceste investiții, câștigăm cu toții. Dincolo de calitatea vieții, cresc valoarea proprietăților. Până nu de mult la Dărmănești, oamenii își vindeau proprietățile și tânăra generație îmi spunea: domnule, nu mă mai întorc la Dărmănești, că a murit tata, a murit mama, nu mai am la ce să mă întorc. În momentul în care am asfaltat strada, am reușit să avem iluminat de cea mai bună calitate, gaze, apă, canalizare, s-a întâmplat un fenomen destul de rapid și foarte pregnant așa. Oamenii, tinerii, n-au vrut să-și mai vândă proprietățile. Au venit să investească în ele. Le folosesc fie case de vacanță, am devenit și stațiune turistică, fie îmi spun: nu mai vreau să le vând. Casa mea a crescut cu 30% de când dumneavoastră ați asfaltat. Casa mea, nu știu, îmi amintește de bunici sau de părinți și vreau să o modernizez. Iată că dincolo de aceste investiții pe care le facem, noi schimbăm mentalități. Și îmi doresc foarte mult ca acești oameni tineri să se întoarcă acasă, pentru că rămânem altfel o comunitate de oameni îmbătrâniți, o comunitate de oameni care își pierd valorile. Și nu e valabil doar la Dărmănești, e valabil și în Bacău și oriunde vreți dumneavoastră. Și într-o zi vom încerca să ieșim din această mocirlă și nu vom mai avea nicio șansă.
Apropo de mocirlă, următoarea temă de dezbatere e ce va veni, domnule primar, aia cu centura? Eu am înțeles-o pe asta cu centura la Bacău și cred că vreo 20 de ani s-a vorbit de centura Bacău. Fac și repede un calcul. Din 2004, când a aruncat-o în piață Sergiu Sechelariu și până 20 acum, de ani. Da? Deci nu am greșit cu nimic. Sau, sau 30 de ani. Sau... La Dărmănești, am să vă spun la Dărmănești. V-am spus că noi avem ținte mari. Și pentru a deveni una dintre cele mai frumoase localități din România, avem în fiecare zi stabilit câte ceva. În fiecare an, eu știu să pun acest program pe masă pentru următorii ani, în așa fel încât să devenim cea mai frumoasă localitate din România. Când am vorbit de șoseaua de centură, în primul rând m-am gândit la oameni. Și să știți că tot ceea ce fac, în toate proiectele pe care le gândesc, mă gândesc la oameni, nu la altceva. Și chiar sloganul meu este mereu aproape de oameni. Vedem în ultima perioadă că avem o explozie a cancerilor, a problemelor de sănătate. Vorbim de poluare, dar nimeni niciodată n-a cuantificat efectele poluării asupra indivizilor, fie că e fonic, fie de altă natură. Orașul Dărmănești este străbătut, eu știu, ca și coloană principală de DJ-123. Prin centrul localității trece acest drum județean pe care zilnic trec zeci, sute de camioane sau poate și mai mult decât am spus eu aici, camioane care de mare tonaj, care fie vin cu lemn din zona Valea Uzului sau din Harghita, Covazna și drumul mai bun și descarcă pe aici, fie au fel de fel de alte treceri înspre Ardeal. Există poluare fonică, există risc de accident, există acel zgomot care toată ziua creează disconfort și atunci am gândit o șosea de centură. Vom scoate în primă fază traficul peste 3,5 pe această șosea de centură, în prima etapă. Iar în etapa a doua vom merge cu mașini electrice. Vom asigura un transport public local electric și vom pune analizatoare de aer în foarte multe zone din Dărmănești, în așa fel încât fiecare cetățean, în fiecare zi, să știe ce respiră. Valea Uzului este în Valea Uzului este cel mai pur aer din tot județul Bacău, amonte de baraj de la Poiana Uzului, nu avem niciun fel de poluator, și cea mai pură apă. Când venim de la coada lacului, cum zicem noi, în oraș, simțim acea diferență. Da. Eu simt că vin de la Bacău la Dărmănești. Da, și dacă vom avea aceste analizatoare și dacă vom avea o rețea care să ne spună în fiecare zi care este calitatea aerului, cu siguranță centură. Șoseaua de centură vine, face parte din proiectele pe care le-am gândit pentru a scoate traficul greu din oraș. Cu siguranță șoseaua de centură va fi soluția pentru a scăpa de zgomot, de trafic greu, de camioane de 50 de tone și așa mai departe. Și de poluare. Bun. Din ce bani e centura aia? Nu că n-aș ști. Am să vă spun că par niște lucruri așa scoase din jobe. Nu e așa. În 2016, când am venit la primăria Dărmănești, am spus de atunci că îmi doresc o șosea de centură, văzând ce trafic e prin mijlocul orașului. Am identificat un teren, l-am cumpărat și cred că numai eu credeam în povestea cu șoseaua de centură, la momentul ăla. Nici mie nu vine a crede nici acum. Da, și am spus, trebuie să gândim soluții și să găsim resurse financiare să facem treaba asta. Să știți că am fost la Ministerul Transportului, era acel culoar pan-european și așa mai departe, mi-au spus foarte elegant cei de la minister, ministrul de la acea vreme, că e cam târziu și că s-a închis, cred că era USR-ul, avea ministru atunci, s-a închis documentația care a fost transmisă la Uniunea Europeană și că nu mai putem. N-am făcut niciun fel de rabat de la țintele noastre și am obținut finanțare pe Angel Saligny, valoarea 2 milioane și 21 de milioane, aproape 22 de milioane de lei. Venim și noi cu o cotă serioasă de cofinanțare.
Și dincolo, acest proiect de centură are mai multe roluri. Dincolo de a scoate traficul din centrul orașului, șoseaua de centură se dorește a deveni coloana vertebrală a orașului Dărmănești. Economic, pentru că noi trebuie să ne dezvoltăm. Și îmi place să îmi amintesc o vizita mea la Paris, am văzut o discuție, un document prin 1700 și ceva, 1800, când un arhitect celebru de la acea vreme a spus că trebuie să dezvolte Parisul în zona Sena și așa mai departe. Și proiectul pe care l-a gândit la 1700 și ceva a devenit cumva coloana vertebrală a Parisului. Sigur că e o comparație la altă scară, dar din punct de vedere al dezvoltării economice a orașului Dărmănești, această șosea de centură va juca un rol foarte important și sigur și râul pe care la care am făcut foarte multe lucrări de decolmatare, de amenajare, cu zonă de promenadă, cu piste de biciclete și așa mai departe. Dărmănești, da. Una dintre cele mai frumoase localități va deveni și are șanse mari. Eu chiar vă cred pe cuvânt, pentru că am fost acolo și am văzut, dar am o întrebare nu neapărat delicată, până la urmă e o realitate. De ce, de exemplu, Dărmăneștiu are mai puține pensiuni, unități de cazare decât altele din zonă? Are mai puține decât Târgu Ocna. Mai puține decât Târgu Ocna, mai multe decât Comănești și Moinești. Și am să vă spun cum. Noi am devenit stațiune turistică de interes local în decembrie 2022, cred. Sper să nu greșesc. Și în momentul în care noi am devenit stațiune turistică, la Ministerul de Resort, s-a făcut o analiză. Care sunt capacitățile de cazare și așa mai departe. Și s-a analizat și potențialul. Ce potențial de dezvoltare are Dărmăneștiul din punct de vedere turistic, ținând cont de zona Valea Uzului. Vreau să vă spun că acest potențial este fantastic mai mare decât ar avea Slănicu. Slănicu s-a dezvoltat până la momentul ăsta ce știm noi. Sau Târgu Ocna. Pentru că e o zonă închisă. Mare lucru nu mai poți face acolo. Dărmăneștiul are un potențial fantastic. Avem, nu știu, 500-600 de locuri de cazare la momentul ăsta. Și ce e foarte, foarte important, de exemplu, dacă analizăm 2016 și 2023, de câte ori credeți că a crescut numărul turiștilor la Dărmănești? Oficial, pentru că asta Oficial, de 860 de ori. Deci ăsta este rezultatul ideii de a dezvolta și de a exploata cumva turistic zona, pentru că avem niște resurse fantastice. De 860 de ori a crescut numărul turiștilor în perioada 2016-2023. Și vă spun că este totul documentat, pentru că lucrăm acum la un plan de mobilitate urbană și am rămas și noi surprinși când firma de la București care ne-a făcut acest plan de mobilitate urbană, un renumit profesor universitar, coordonator, a venit și ne-a spus, da, zic, noi am văzut că avem mulți turiști și aproape că nu mai avem locuri de cazare pentru ei și când facem acele evenimente, fie că e festivalul de blues, fie că avem, eu știu, festivalul de produse tradiționale și așa mai departe, Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna și chiar și la Onești, totul este ocupat. Adică se duc turiști de la noi să cazează în altă parte. Turismul de eveniment. Dar oamenii revin. Noi avem, v-am spus, foarte multă liniște, un aer bun, apă bună, mâncare de foarte bună calitate și oamenii sunt ospitalieri și asta contează enorm. Da, partea proastă e că se termină emisiunea și noi n-am discutat subiectele zilei. Mai facem una, nu-i problemă. Se intră în linie dreaptă pentru alegeri, cu siguranță veți candida. Da. Iar sunteți unul din liderii Partidului Național Liberal în Bacău și nu pot să nu vă întreb care e situația la acest moment când discutăm noi. Situația la nivel, la nivel de Bacău? Da. Sigur că și aici e foarte mult de discutat și am să încerc să fiu foarte
cumva strâns concis. În discuții, concis, ca să nu să ne încadrăm. Sigur că la nivel de România s-a gândit o coaliție între cele două partide mari, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. La nivel de centru s-au stabilit niște priorități. Am înțeles că trebuie să mergem împreună la europarlamentare și nu numai, se pare că pe aici pe acolo, în anumite localități, în anumite centre, municipii și așa mai departe, se vor stabili niște alianțe. Da, Brașov, Timișoara, bine, mai multe, da. E adevărat. Printre care și la municipiul Bacău s-a propus o alianță între PNL și PSD. Numai că unii au furat startul. Adică, din punctul meu de vedere, și vreau să fiu foarte direct aici și sper să nu se supere partenerii, colegii noștri de coaliție, unii au furat startul. Și aici mă refer la PSD și punctul meu de vedere. În primul rând, cred că noi ar trebui să ne întoarcem cu fața spre oameni, lucru pe care politicienii nu prea o fac. Oamenii ăștia din municipiul Bacău, ce își doresc? Nu cred că e normal să venim și să băgăm cu forța pe gât un candidat, vreți, nu vreți, ăsta e, pentru că noi suntem alianța X sau Y. În al doilea rând, cred că cei de la PSD, și eu aș vrea pe scurt așa să caracterizez în trei cuvinte PSD Bacău, cu care n-am nicio relație de amiciție, nicio relație de prietenie, nici nu sunt dușmanul, cred eu, nimănui. În decursul anilor, Consiliul Județean Bacău, condus de PSD, ne-a tăiat fondurile care, pe cote defalcate, ne reveneau nouă ca localități. Din impozitul pe salarii și așa mai departe, se duce parte la Ministerul de Finanțe, de acolo se întoarce, se distribuie prin Consiliul Județean o parte. Și acei bani trebuie redistribuiți către localitățile de unde au provenit. După o anumită formulă. După o anumită formulă, deci nu discutăm, e lege, n-avem treabă. Vreau să vă spun că Dărmăneștiul n-a primit niciodată. Am primit 0 lei de la Consiliul Județean. În 2023 această sumă însemna vreo 16 milioane de lei la cele 26 de primării PNL. Deci, primul meu punct, prima mea caracterizare, ne-au luat banii an la rând. Da? Ne-au dat 0. Și la Dărmănești, v-am spus, fac foarte multe proiecte, încerc să fiu foarte eficient, m-ar fi ajutat enorm acei bani. Dacă luăm din 2020 până în 2024, sunt câteva milioane de lei bune pe care Dărmăneștiul i-a pierdut datorită faptului că în pixul acelui președinte a Consiliului Județean a stat rea voința. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun, în decursul ultimilor luni, colegii noștri, partenerii noștri de coaliție, prin vocea președintelui PSD, a spus foarte clar și răspicat că o parte din primarii PNL trec la PSD. Adică prima dată ne-ai luat banii, a doua oară ce faci? Ne cumva forțezi anumiți candidați să treacă la tine, promițându-le bănui că le dai bani, că altceva... Deci da. A doua oară ne-ai luat oamenii. Și a treia oară vii și ne spui că n-avem voie să ne punem candidat la municipiu. Pentru că în urma unei înțelegeri, ecuații sau ce-o fi ea la nivel central, ar fi bine să mergem la municipiu împreună. Bun, ok. Împreună. Da, împreună, eu da. Înțeleg, se vede Mircea Fechet cu Dragoș Benea și spun avem 4 variante sau avem 3 variante. Sau... Bănui că era nevoie de o discuție și am spus mai devreme, măcar să știm și noi. Și am văzut surprinși și noi avem niște foruri de conducere, deciziile se iau prin vot, dacă era să stabilim un candidat comun, trebuia să știm și noi cine e ăla, să-l supunem votului biroului județean, nu ne-a întrebat nimeni nimic și am văzut afișe prin tot orașul Ivancea PNL-PSD. Personal, cred că nu așa se fac lucrurile și cred că da, eu nu cer altceva decât în primul rând să ne întâlnim, să discutăm, în al doilea rând să vedem acele lucruri pe care tu mi le-ai luat, tu ca partener sau ce ești. În primul rând, nu putem concepe ca primarii noștri să nu primească sumele de bani care sunt prin lege. În al doilea rând,
n-ai treabă cu candidații noștri. În al treilea rând, dacă vrei să te susținem, că până la urmă am înțeles că noi ar trebui să-i susținem, hai să vedem pe cine și în ce condiții. Și sigur că au apărut niște reacții din partea colegilor din biroul județean normale. Dacă în primă fază n-am ținut cont de părerea cetățeanului și cel puțin din ce cunosc eu viața politică din municipiul Bacău, băcoanii nu sunt de stânga. Și a le impune un candidat de stânga, vrem, nu vrem, cu ăsta mergem, nu știu dacă e cea mai bună variantă. S-ar putea să susținem și PNL și PSD pe acel candidat și să pierdem. Există și varianta asta, adică nu candidăm singuri. Păi și atunci de unde ambiția asta? Și sigur că sunt ambiții, sunt, nu știu, ecuații poate care s-au stabilit la nivel național și nu le cunosc eu. Poate, din ce înțeleg, la Brașov PNL-ul are candidat și la Consiliul Județean și la municipiu, PSD-ul n-are, e posibil asta să fie ecuația, dar în condițiile în care noi ne propunem soluții pentru municipiul Bacău, aceste soluții trebuie să aibă, în primul rând, cetățeanul om. Nu cred că venim cu forța și impunem lucrurile, pentru că nu mai trăim în epoca aia în care se impuneau oamenii cu forța. Și din punctul ăsta de vedere, cred că președintele Fechet sigur are mandat de la noi, pentru că am votat să ne, în biroul județean, să ne reprezinte, să ia cele mai bune decizii și dacă la nivel de coaliție se identifică cea mai bună oportunitate să avem un singur candidat la municipiul Bacău și acela să fie Ivancea sau cine o fi el, noi îl susținem, mergem, dar dacă un singur vot are PNL-ul și mandatul de primar la municipiul Bacău ține de acel vot, noi îl negociem în condițiile noastre. Un singur vot dacă are PNL la municipiul Bacău, îl negociem în condițiile noastre, pentru că știm că fără acel vot, acel cine o fi el candidat nu poate să ajungă primar. Și atunci, cu siguranță ne vom spune și noi punctul de vedere. Cea mai bună variantă, în opinia mea, era fiecare să ducă cu candidatul lui, PSD-ul cu omul lor, nu știu ce, cât de bun sau ce șanse are, noi să le ducem cu al nostru, la fel, ce șanse avem, pentru că în felul ăsta electoratul se vede, se regăsește cumva în gândirea de ani de zile. Nu venim și impunem, vrei, nu vrei, votezi pe ăsta. Pentru că, repet, s-ar putea unii să nu vină la vot, s-ar putea alții să voteze poate independent. Putem lua în calcul și, să spunem, experiența numită USL? Ea poate fi o soluție, poate fi o soluție, dar totdeauna o gândire de echipă. Nu te chem la mine și îți cer să mă susții, după care, după ce mi-am rezolvat problema, du-te acasă, că nu mai am nevoie de tine. Deci cam asta se încearcă mai nou. O variantă din asta, vino, trage la căruța mea, mi-am scos un primar, după care, la revedere, ne întâlnim peste 4 ani, dacă ne mai întâlnim. Nu așa. Da, lucruri care trebuie analizate și amorsate, să zicem, în interiorul coaliției. În interiorul coaliției și în interesul cetățenilor. Pentru că, de cele mai multe ori, cetățenii nu fac parte din aceste calcule. Nu interesează pe nimeni dacă se rezolvă problemele cu nevoile municipiului, cu stradă și așa mai departe. Spuneam mai devreme, repet, văd sume colosale în bugetele unor primării și aproape nimic pentru oameni. Pe real. Concret, mergeți în municipiul Bacău și vedeți lucruri care sunt, nu știu, nu avem o bază sportivă. Eu la Dărmăști am făcut bază sportivă. Pentru ai mei care sunt acolo. Ce fac acești tineri? Unde se duc? Ce soluții avem pentru ei? Pentru că ne plângem cu toții că a explodat consumul de droguri. Ce alternative oferim? Și de, nu știu, de 10 ani cred că aud eu bază sportivă la Bacău, nu știu ce și așa. N-a făcut nimeni nimic, sunt burieni. Am trecut pe acolo, sunt niște burieni cât casă. Măcar de la curăța pare. Adică, un exemplu. Da. Domnule primar, trebuie să închidem această emisiune cu oarecare părere de rău că timpul alocat subiectelor politice a fost foarte mic. Vă arunc o provocare, fie și după alegeri, haideți să ne vedem măcar trimestrial, că începe să-mi placă de Dărmănești așa, nu știu. E ciudat să ai tocmai în celălalt colț al județului
un exemplu de bună practică când ora exactă de fapt se dă la Bacău. Cred că nu se va mai da la Bacău. În ritmul în care mergem și cum ne-am propus noi să dezvoltăm Valea Trotușului, și mă refer Moinești, Comănești, Dărmănești, Slănic, Târgu Ocna și așa mai departe, nu se va mai da ora aici. Să știți că nici pe vremea lui Nanicu nu se dădea ora exactă la Bacău. Valea aia Trotușului și poate a Taslăului totdeauna a fost cu oameni foarte așezați, foarte mândri, foarte harnici, foarte primitori și încercăm să ne păstrăm în continuare aceste calități. Așa adăuga eu ambițioși, dar trebuie să punem punct acestei emisiuni, doamnelor și domnilor. Ne vom revedea săptămâna viitoare la aceeași oră. O seară bună în continuare. La revedere!